Salutare, dragi urmăritori! Bine v-am regăsit la o nouă prezentare marca Atelierul de Detailing, alături de deviza francezii și restul. Și aș îngusta un pic chestia asta la hidropneumatica și restul. Despre asta este vorba cu această mașină. Este una din mașinile mele preferate și îmi doream de mult să am ocazia să o filmez și live și să explic tehnica ei live, pentru că este una din cele mai revoluționare mașini care s-au produs vreodată și cred că este în top, cel puțin la același nivel pe parte de confort, cu orice sfântă treime nemțească și japoneză din lumea asta. Și spun chestia asta mai ales prin prisma suspensiei. Suspensia hidropneumatică, numită Hydractive 3 Plus, cu care este echipată această mașină, este tata lor. Deci nu există ceva mai confortabil inventat în istoria automobilului în producție vreodată. Au mai existat niște variații făcute, de exemplu, de inginerul Amar Bose, cel care este fondatorul și proprietarul mărcii Bose de boxe, care undeva prin 1990, pe Lexusul LS, a încercat o construcție de suspensie electromagnetică, care, cel puțin pe parte de confort, era superioară, dar din păcate nu prea putea fi produsă ieftin și a fost doar o chestie la stadiu de proiect. Cert este că acea mașină, poate o știți din diverse spoturi de pe Facebook și YouTube, putea să evite obstacolele prin scanarea drumului cu o cameră și să adapteze, practic să tragă roțile la niște obstacole, cum ar fi aceste opritoare de beton care sunt în spatele meu. Însă, categoric, nu era mai confortabilă și fiabilă per total ca mod de exploatare față de această suspensie. E un pic complicată povestea asta, nu știu cum să o încep, dar hai să-mi dau toată silința că până la urmă, fiind deja în anul 2021, aceasta este a doua filmare a anului, am căpătat ceva experiență cu vreo probabil 120-150 de mașini filmate anul trecut. Am apucat să descriu tehnic suspensia asta în niște filme făcute de băieții de la Craiova peste care eu mi-am suprapus vocea și am făcut un episod tehnic în perioada blocării în casă despre Citroenul DS, pe care sper să reușesc să apuc să-l filmez anul ăsta chiar live. Îmi dau silința pe chestia asta, dar va fi alt episod acolo. Practic, povestea Citroenului începe undeva la început de secol cu André Citroen, care era un industriaș destul de versat și foarte curajos, spre deosebire, de exemplu, de Louis Renault, care era un tip mai calculat și erau prieteni, din câte am citit. Însă abordarea lor asupra business-ului era total diferită. În timp ce Renault nu prea risca, nu lua măsuri prea îndrăznețe, întotdeauna Citroen a riscat, însă pe banii altora, pentru că majoritatea business-urilor sale au fost făcute pe credit cu ajutorul băncilor, chestii care undeva prin anii 70 era să ducă marca asta în ruină de mai multe ori pe parcursul istoriei sale, dar iată că rezistă în continuare și în prezent marca Citroen face parte din cel mai nou înființat concern auto, care se numește Stellantis. Rezultat în urma măritării, să spun așa, a grupului PSA cu grupul FCA. Deci tot brandul Fiat Chrysler Automotive s-a unit cu grupul PSA. Și asta e doar o chestie de management financiar. Mărcile nu-și vor schimba între ele sau nu-și vor schimba atributele astea cu care am fost obișnuiți. André Citroen a făcut tot timpul niște mașini interesante și practic prima lui invenție au fost pinioanele elicoidale din cutie. Asta și înseamnă acel dublu chevron, sigla Citroen, sunt două pinioane care au dinții tăiați la unghi și nu drept. Asta a fost practic revoluția lui, deci practic este unul din inventatorii fiabilității cutiilor de viteze manuale. Însă avantajul lui pe parcurs a fost că și-a și atras niște oameni care au putut să completeze inginerește invenția sa. Unul din ei a fost Paul Maget, care prin anii 40, în secret, nefiind un tip foarte experimentat tehnic, în sensul că nu avea niște studii oficiale de inginer, de tehnician, a reușit să conceapă treaba asta cu suspensia hidropneumatică. Adică a avut ideea de a înlocui arcurile pe foi sau arcurile elicoidale și amortizoarele clasice cu un alt sistem compus din niște sfere și cu niște tije care sunt constrânse într-un sistem hidropneumatic, adică care folosește un fluid pentru reglarea înălțimii și a tăriei suspensiei și un gaz inert care să asigure partea de arc, practic, de suspendare, acea senzație similară unui arc elicoidal din suspensia clasică. Practic, această suspensie în prezent stă la baza
majorității brandurilor de lux și mai ales în industrie pe partea de armament, tancuri și avioane. Pentru că în paralel, niște americani au avut un patent pe o piesă hidropneumatică pentru jambele avioanelor. Practic, pe avioane a fost prima dată montat un amortizor cu gaz, care avea în componență și ulei pentru gresare. Prima dată suspensia a fost montată pe puntea spate a Citroenului Traction Avant, care era o mașină apărută undeva prin anul 1955 în forma aia, însă el se numea și pe cod Citroen CV15TA și era o renumită mașină pentru gangsteri. Un automobil tipic anilor 30, cu acel bot lung, cu capote duble, motoare în linie și un ampatament foarte, foarte generos. Era o mașină cu 5 locuri și un portbagaj destul de mare. Însă a avut ideea să monteze această suspensie nivelantă pe spate, care putea păstra nivelul de înălțime constant la încărcare și suplimentar putea și șoferul să selecteze din portbagaj de la o manetă diferite trepte de înălțime a suspensiei. Ulterior, adevărata glorie a acestei suspensii a fost văzută pe modelele Citroën DS și pe Citroën SM. Astea fiind niște mașini mult mai avansate tehnologic decât era în care au fost ele lansate și care sub acest concept sau în jurul acestui concept de suspensie hidropneumatică au aplicat zona asta de performanță și confort a mașinii. Inclusiv servodirecția și frânele au rămas actuate de acest sistem de suspensie până prin anii 2000 aproximativ, chestie care s-a încheiat odată cu ieșirea din producție a Citroenului Xantia. Care, apropo, Citroen Xantia Activa a fost și filmat la noi pe canal. Această mașină deține recordul absolut la testul anului și nu cred că va fi egalat prea curând, pentru că poate să scoată mai mult de 1G accelerație laterală și poate face manevrele alea de evitare undeva în jurul a 90 de km pe oră, adică limita practic sunt cauciucurile, nu suspensia mașinii. Îmi place la Citroen faptul că a avut puterea să cumpere Maserati doar pentru a se folosi de motorul V6 produs de acesta pe Citroenul SM. Deci ca să lanseze Citroenul SM în producție și să aibă un motor puternic, ceea ce DS-ul n-a avut pentru că au fost niște constrângeri de natură economică, Citroen a reușit să cumpere o întreagă marcă pentru a se folosi de acel motor. Pe de altă parte, și Maserati Quattro Porte generația a doua s-a folosit de suspensia hidropneumatică sub licență. Rolls-Royce s-a folosit de această suspensie. Mercedes și-a redenumit-o Active Body Control, ABC, sau Magic Body Control în iterația ulterioară și prima dată a apărut pe Mercedes-ul Cell 6.9, care avea un sistem din ăsta hidro pneumatic, în timp ce Cell-ul 6.3, varianta anterioară, avea un sistem pur pneumatic. Însă, ceilalți producători nu prea au știut să dezvolte mai departe această suspensie. A mai fost o iterație montată pe o Toyota Sorer, care era undeva prin anii 90, care folosea un sistem similar. Și au fost așa, niște vehicule de o singură ocazie, la fel cum un hit de succes precum Macarena a fost un One Hit Wonder. Atât au produs, aia a fost. Mercedes a fost cel care a dus în producție mai mult timp această suspensie, însă din păcate nu foarte fiabil, pentru că avea alt sistem de pompe și nu avea experiența Citroenului, care până la urmă a produs suspensia asta începând de la tracțiune avant până la ceea ce vedeți voi în imagine, un Citroen C5 generația a doua, care s-a produs cu această suspensie până în anul 2016. Am făcut această paralelă de poveste care trebuie să vă facă să înțelegeți ce înseamnă în lumea auto această suspensie și cum Citroen este inventatorul și posesorul acestor drepturi. Asta a și fost problema suspensiei. Paul Maget a avut drepturi de autor pe aceasta, a avut un patent practic pe această suspensie și de asta ea nu a ajuns în producție largă. Și de asta s-a răzvândit zbonul că ar fi proastă, că nu-i fiabilă și că e o suspensie care nu merită cumpărată și că de-aia a fost scoasă din producție. Nu, a fost scoasă din producție pentru că pur și simplu era prea scump de produs în raportul actual și că lumea acum caută altceva. Numai șoferii nu întotdeauna înțeleg aceste sisteme, însă cine e fan Citroen și cine cât de cât se pricepe la tehnică ar înțelege suspensia asta pentru simplu fapt că este foarte, foarte eficient. Ca să revenim la mașina noastră, Citroenul C5 este un model care a apărut prin 1997
Și urmează a treia generație deja. Prima generație a fost produsă până prin 2007, a doua a fost între 2007 și 2017 pe Europa continentală și între 2008 și 2021 în China, unde a avut foarte mare succes și unde în 2017 a și primit un facelift. Când modelul ăsta ieșea din producție în Europa, primea un facelift în China, care însă venea și cu niște motoare ușor diferite, de exemplu un 1.8 HP care în Europa nu s-a vândut niciodată pe benzină, de 201 cai. Și era scoasă din ofertă suspensia asta hidropneumatică. Din păcate, nimic din ce s-a lansat ulterior pe partea de mașini de producție de masă nu mai egalează confortul și rafinamentul acestor suspensii. Singurul vehicul, să spunem, la vânzare care oferă ceva similar în prezent este o mașină McLaren, care are un sistem similar cu cel al Citroenului Xanthi Activa. Mașina asta practic a avut suspensia asta sau suspensia hidropneumatică a fost montată în curtea Citroen ultima dată pe C5 și pe C6, niște mașini care sunt similar tehnic, sunt aceeași platformă, iar în trecut a fost montat pe DS, SM, BX, CX, pe GS și pe diverse alte modele, pe o variație a modelului AMI, care din nou se va lansa în 2021 cu o platformă total diferită față de ceea ce a fost înainte. Practic, Citroenul C5 a fost un răspuns al nemților al francezilor la atacul nemțesc, să spun așa, pentru că este un sedan, o mașină care la vremea respectivă era căutată, dar care în prezent nu mai e căutat ca format. Crossoverele, SUV-urile sunt cele care se vând mai bine și poate de asta mașina asta nici nu a avut cine știe ce vânzări foarte bune. Undeva prin 2010 a primit un facelift tehnic care a înlocuit motoarele de generație veche cu unele Euro 5 mai noi. În speță, de exemplu, 2.0 HDI de 140 de cai și 2.2 HDI au fost scoase și înlocuite de un 2.0 HDI de 160 de cai care se află și pe această mașină. Iar benzinele de 2.2 cu injecție directă au fost înlocuite de un 1.6 turbo pe benzină și a fost adăugat un 1.6 aspirat, acel THP sau motorul EP6, care este, de exemplu, pe mașina Carinei și pe DS7-le filmat pe canal. Altă discuție acolo. Practic, el a oferit o gamă destul de largă de motori, de motorizări între 1.6 aspirat, 1.8 aspirat, 2.0 aspirat, porma a mai avut un 3.0 aspirat V6, iar pe parte de diesel, nu neapărat în ordine cronologică, au fost 1.6, 2.0, 2.2, 2.7 și 3.0. Totodată 3.0 V6 HDI este cea mai puternică motorizare de pe această caroserie, la o putere aproximativă de 240 de cai, în timp ce V6-le benzină de 3 litri avea undeva la 204 cai. Eu zic că mașina asta a primit motoarele pe care le merita, avea o gamă largă de putere, a avut cutii manuale în 6 trepte, cutii automate în 5 și 6 trepte, deci aveai de unde să alegi, dar adevărata ei revelație a fost pe partea de suspensii. Generația asta a doua a fost puțin hulită de francofoni pentru că semăna foarte mult, spun ei, la design cu ideea de mașină nemțească. Probabil Citroen și-a dat seama că are nevoie de vânzări, ca orice alt producător auto, și a încercat să o facă mai prietenoasă, să nu mai fie chiar atât de radicală cum a fost, de exemplu, Citroenul BX sau CX. De exemplu, BX era un design italienesc, dar care în loc să ajungă la Peugeot sau la Seat, a ajuns până la urmă la cei de la Citroen. Pur și simplu a fost cumpărat designul făcut de casa de producție, parcă Giugiaro, nu mai știu dacă a fost Giugiaro sau Bertone la vremea respectivă. Cert este că ăsta este o mașină făcută in-house de ei. Mie îmi place foarte mult designul. Ăsta este un sedan în trei corpuri, adică are un portbagaj clasic care nu comunică direct cu cabina centrală ca la un hatchback. Și e o opțiune de luat în calcul pentru o mașină altfel. Este foarte confortabil, are niște fotolii foarte mișto înăuntru cu reglaj din ăla de spătar care se rupe în două bucăți, exact ca la scaunele BMW Comfort. Ai această suspensie care clar este ceva de neratat pentru un fan auto, niște motorizări cu o paletă destul de largă și un preț de achiziție fix pentru mașina asta, zic eu, destul de bunicel, pentru care kilometri puțin. A fost luată la undeva aproximativ 90.000 de kilometri. Este fabricată în 2013, însă a stat în showroom 3 ani. A fost cumpărată în 2016 de către un cetățean belgian și ulterior proprietarul actual a cumpărat-o după 3 ani de folosință a primului proprietar. Aproximativ 90.000 de kilometri, prețul undeva la 10.000 de euro. Având în vedere că este foarte bine întreținută și nu a avut probleme mecanice deloc, și mi se pare un preț bun.
Așteaptă-te însă ca la o mașină din asta care nu a fost întreținută corect, costurile pentru mentenanța suspensiei și găsirea unor mecanici buni, da, să fie problematice. Adică nu e atât de ușor de reparat dacă ajunge să se strice. Dar sistemul este foarte fiabil dacă e menținut curat. Dacă îi se schimbă uleiul total la timp, un lichid sintetic special care costă undeva la 50 de lei litru, este un rezervor special care umple acel lichid și motorul este testatul și răstestatul 2.0 HDI, DW10 cod la PSA, DT10 la Ford și la Volvo B42S și ceva. Este un motor care pur și simplu nu are moarte dacă este întreținut corect, poate puțin mai puțin fiabil decât varianta de 8 valve și 136 de cai care a echipat în trecut vehicule pe cum Peugeot 407. Un progres față de prima generație de C1 sunt evident motorizările care sunt mai performante și mai puțin poluante și trecerea la o suspensie dublu braț identică cu cea a Peugeotului 508 GT, prima generație, care a fost de mine filmat pe canal, și eficientizarea suspensiei hidropneumatice prin adăugarea de sfere suplimentare. O să explic la partea tehnică despre ce e vorba. Deci poți să și reglezi nivelul, se și poate regla automat și ai și un mod sport de unde poți alege chestia asta. Sunt o grămadă de senzori care fac șasiul ăsta să răspundă cam cum vrei tu, însă este o mașină orientată confort, nu-i făcută să te dai cu ea pe curbe tare, nu pentru asta, este strict pentru confort. Mai departe, ce e mișto față de vehiculele mai vechi, și chestia asta a avut-o și prima generație de C1, este că mașina asta nu se scufundă în momentul în care ai oprit motorul. Deci chiar dacă o lași o lună parcată pe loc, electronica sistemelor permite reținerea presiunii în sfere și mașina își păstrează nivelul constant. Nu e ca Citroenul BX și CX, care se scufundau la pământ aproape că se lăsau pe praguri. Și mașina asta poate să aibă o poziție foarte joasă, precum s-a văzut deja în video, în intro-urile făcute, dar e mișto că poți tu să alegi chestia asta și mașina e suficient de deșteaptă încât să aleagă ea poziția corectă, în așa fel încât să nu ajungi să rămâi cu ea pe burtă în vreo situație. Cam asta ar fi așa cum văd eu mașina asta. Mi se pare mai mult decât o mașină care să te ducă de la A la B. Este o mașină de pasionat și eu nu mi-aș cumpăra-o strict pentru treaba asta cu confortul. Dar neapărat să aibă istoricul la zi, așa cum mașina asta are un caiet întreg de revizii care au fost făcute la timp. A avut probabil și niște mici retușuri, o revopsire pe aici pe acolo, un far schimbat, o tamponare. Sunt chestii care se întâmplă și n-au nicio treabă cu fiabilitatea mașinii. Dar este un Citroen așa cum se făcea pe vremuri și cum cele noi nu o să mai fie, pentru că parcă nu mai au același rafinament. Îl mai găsești poate pe partea de interior la un C5 Aircross, la un DS7, dar nu are aceeași suspensie. Înțeleg de ce, pentru că e o treabă de costuri. Facem un tur mașinii ca să vedeți cum arată. Sincer, mi se pare un sedan foarte frumușel și zic chestia asta cu toată convingerea. Are, asta fiind un facelift, are partea de grilă puțin optimizată, în sensul că desenul de sus al siglei este lipit de capotă și desenul de jos rămâne pe bară. Farurile sunt big xenon adaptive cu tot felul de LED-uri prin față. Un mic regres este la partea asta de poziție. Aici au pus un fel de oglindă care mi se pare că pe generația anterioară nu era. Dar e o mașină care are lumini bune, are și proiectoare separate cu partea de semnal în partea de jos și o bandă de LED-uri aici care asigură sistemul de daytime running lights, de lumini de zi și lumini de cornering și spălătoare de far pentru că este sistem xenon. Echiparea este exclusiv și o să vedeți la interior că stă bine pe parte de confort. Și chiar dacă nu e o mașină așa actuală cu navigații de pe vremea lui Vrâncioaia și tot felul de Android și iOS și alte sisteme, mașina asta este despre condus. E genul ăla de mașină cu care pleci la drum lung și nu ajungi deloc obosit. Are o alură foarte mișto și păstrează un element tradițional al Citroenurilor vechi și anume luneta bombată pe interior, care nu necesită ștergător și nici nu se murdărește, pentru că aerul trece pur și simplu peste. E mare lucru chestia asta. La partea din spate la fel. Poate vă întrebați de ce scrie de două ori atelierul de detailing. Subsemnatul a pierdut un număr din ăla pe jos. La o filmare am plecat cu el pe mașină fără să-mi dau seama, dar nu vă zic care filmare, așa că am pus două mici de motocicletă. Eu fac chestia asta cu numerele din simplă publicitate, dar sunt și unii proprietari care mă roagă expres să acopăr numărul. Eu mă conformez întotdeauna deciziilor lor, că până la urmă mașina este a lor și nu a mea.
Hai să vedem pe portbagaj cum stă. Este un segment care zic eu că e bine, bine. Are o deschidere destul de ciudată, în sensul că e destul de greu haionul ăsta, mă rog, portbagajul, dar are un opritor la final și se deschide foarte încet. Ceea ce e bine, că nu poți să-l trântești, problema e că fiind greu, îl trântești foarte ușor în momentul în care îl închizi, așa că e bine să-l ții cu mâna până pe aici și după aia să îi dai drumul pur și simplu, pentru că dacă îi dai drumul de sus aici, se va trânti foarte tare. Portbagajul, după cum se poate vedea, este enorm, cel puțin după standardele mele, are peste un metru adâncime. Și nu știu, uite, pot să probez, nu am ruleta la mine, dar vedeți cam cât este o perie din asta. Adică e cât un, aproape cât brațul meu, se poate vedea. Și peria asta intră ca lumea până în spate și mai are aproximativ 2-3 până aici. Deci eu zic că are cel puțin un metru adâncime. Are o roată de rezervă în partea de jos, doar că acum fiind plasa asta pusă nu se poate deschide ușor. Se poate vedea în partea de aici că este o roată de dimensiune întreagă, ceea ce e mai rar pe mașinile din ziua de azi. Și niște inele de prindere, se poate vedea plasa atașată, spații de depozitare generoase în partea asta. Iar în partea de sus ar fi putut să pună un capitonaj acolo, deși nu văd la vedere boxe care ar putea să fie rănite. Așa că chiar dacă pui un troller înalt, e ok situația acolo. Luneta asta iar are o caracteristică interesantă, pentru că are aceste colțuri evazate aici. Nu cred că se va scurge apă din greșeală în portbagaj, oricât de tare ar ploua sau oricât de ud ar fi oblonul ăsta de aici. În partea din spate aici avem un scaun de copil, așa că o să deschid să vedeți cam cum se vede, dar o să urc pe partea cealaltă. Iarăși, în echiparea asta vine cu perdeluțe și putem vedea că și în spate are perdea cortină, dar sistemul de prindere e un pic cam greoi și observați că dacă încerc să prind catarama asta, a mers de data asta, e și cealaltă. Așa că, oricum, pe mașinile astea normale nu prea vezi acționare electrică la plasa respectivă, dar bine că e. Are un șezut foarte mare din punctul meu de vedere și de asta confortul este deosebit. Materialele de pe uși sunt moi, inclusiv în partea de sus, pe spate. Aici la fel este piele șorici ca pe scaun și pe cotier asta la fel, până aici jos și inclusiv plasticul ăsta de aici are o tentă ușor moale. Destul de inutilizabil este acest spațiu unde, nu știu, poți să pui niște chei și nu are niciun fel de capitonaj, dar are un plastic parcă de o textură diferită decât acesta. Nu are suport de pahar facil nici în față, nici în spate, însă cert e că la partea de confort se stă foarte bine. Scaunul din față e lăsat la minim, e reglat ca pentru mine și observăm că am loc suficient în spate. Guri de ventilație montate cam ca la SUV-uri aici. Generația trecută nu avea deloc. Nu are ceva spațiu de stocare aici, însă avem o priză de 12V, care însă, mă rog, trebuie să rămână așa dacă pui ceva la încărcat. Asta poate să fie un mic defect în timp. Iar pe zona centrală avem și o cotieră cu un suport ceva de stocare pe aici și cred că are și suport de pahar. Mai rudimentar sistemul ăsta, dar adevărul că, de exemplu, dacă pui un pahar mic, îl poți sugruma cu sistemul ăsta aici ca să rămână prins. Și având găuri, cred că se va sprijini bine în zona asta. Dar poate unii nu o să agreze cotiera că e destul de joasă și asta înseamnă că dacă te pui cu cotul pe ea, stai puțin lăsat așa. Spațiul la cap e ca lumea, se poate vedea că poți să cânt la acordeon pe cap și o vedere de ansamblu cam așa. Nu este la fel de mare ca un Passat. Puține mașini vor fi mai mari pentru că Passatul strict pentru asta a fost gândit. Însă trebuie să recunoaștem că 2 inci vor sta super confortabil în spate, bancheta la fel e profilată bine pe spate și despre asta e vorba cu mașina asta, nu despre spațiu. Are și o variantă break care evident va avea mai mult spațiu atât în portbagaj cât și în zona din spate. Nu se iese foarte, foarte confortabil din ea pentru că
are linia asta puțin lăsată în jos și putem să vedem inclusiv un capitonaj moale aici pe partea de tetire. Adică sunt materiale procesate la cea mai bună calitate. Asta înseamnă un Citroen din punctul meu de vedere. Cam așa arată fotolile din față. Eu astea le numesc fotolii. Am mai făcut referință la scaunele astea în trecut prin diverse filmări, dar acum apucat să le vedeți. În primul rând are 8 reglaje standard aici, adică înainte, înapoi, sus, jos, de șezut, sus, jos, de partea de șezut din față și înainte, înapoi, șezut. Și are și acest reglaj pentru mișcarea sub părții superioare a spătarului și un lombar pneumatic pe 4 direcții. Plus încălzire în scaune pe 3 trepte în partea din lateral, adică stai cât de bine se poate. Spațiul de stocare în partea asta de ușă e puțin mai mare, dar din nou materialele sunt calitative pe partea asta. Aici, chedere ca lumea, totul gros, bine antifonat. Cam așa arată picioarele pe aici. Un alt tatu este că ai airbag la genunchi. O chestie destul de rar întâlnită în anii respectivi. Torpedo are o deschidere lentă în partea asta, capitonat frumos. Deci are retragerea asta ok, care permite picioarelor să stea bine. Și în momentul în care închizi ușa, cam așa arată. Scuzați soarele, filmez din poziția asta ca să nu fie reflexii. În partea centrală avem sistemul de navigație, care nu este cu touchscreen, are un ecran mic și o grafică evident învechită, pentru că nu excelau mașinile în anii aia la sisteme de navigație. O climatizare cu multe butoane, reglaj pe două zone, iar în partea asta, puțin intuitiv, de exemplu, reglajul de volum nu este acesta. Ăsta e pentru selecția zonei de navigație. Astea însă estimez că sunt niște butoane care se vor coji destul de ușor. Dar mașina asta, pentru că a fost întreținută, chestie care se poate vedea, de exemplu, și la manșonul schimbătorului, e ok. Aici un spațiu de stocare cu un capitonaj de cauciuc. Aici este brichetă cu priză de 12V, un mic spațiu de stocare și pe aici, cu deschidere lentă. Și în cotieră există, de asemenea, un stick, posibilitatea de stick USB, și aici este poate unul din minusurile mașinii. Suportul de pahar plasat aici, care e total imposibil, dar măcar există la nevoie, poți să prinzi ceva acolo, o sticlă. Și mai are un reglaj interesant, cotiera se poate ridica și pe înălțime și se poate regla, cred, nu, pe adâncime nu se poate, deci practic ăsta e un reglaj compus. Însă, după un timp, pare că scapă treaba asta. În partea de sus, parasolare. Aici martorii de centuri care s-au păstrat și în prezent la Citroen în poziția asta. Oglindă heliomată și are și un sistem din ăla de apelare SOS automată, dar bănuiesc că trebuie să plătești o subscripție ceva pentru chestia asta. Un alt tatuar mașinii este că are ventilațiile plasate cumva axate pe pasager și pe șofer. Adică ai un grup aici și șoferul are un grup fix în bord. Este singura mașină la care am văzut așa ceva și totodată cei din spate au gurile alea de ventilații proprii. Adică e o mașină la care confortul e la el acasă. Materiale moi și pe partea asta de bord. Aici este însă o consolă din plastic tare care din păcate are ceva greieraș, cel puțin în zona asta, dacă o atingi. Să vedem în mers cum se va manifesta. Da, pentru confortul din aceste scaune, eu nu iert orice posibile neajunsuri. Hai să vedem și la șofer. Altă chestie care am înțeles că e puțin regretată de fanii acestui model este că față de generația anterioară nu coboară oglinda electric la marș arier. Da, atinsă, cred că este o chestiune de soft sau posibil să lipsească chiar un modul. În partea asta avem extra două memorii de scaun pentru șofer și în partea de aici avem un masaj cu aceeași siglă ca pe Citroenurile noi, în rest exact aceleași comenzi. Deci îmi place că și șoferul și pasagerul primesc același nivel de confort pe parte de reglaje, dar ar fi putut să pună totuși masajul ăsta și acolo, având în vedere că e o mașină vârf de gamă. Are și Easy Entry pe care îl poți activa din meniu, adică se dă scaunul singur în partea din spate ca să poți să urci.
Cam așa arată bordul și prima chestie care e de remarcat este că mașina asta are un volan foarte, foarte special care s-a aflat și pe Citroenul C4 și anume faptul că mijlocul este fix. Se poate observa chestia asta din mișcarea asta. Și asta are două avantaje. Odată faptul că ai aceste butoane care sunt plasate tot timpul în zona de acțiune a degetului. Bine că nu are acel pilot automat lateral pe care nu prea îl vezi. Și asta înseamnă că toate comenzile vor fi exclusiv la degetele mari și le poți acționa chiar și când ai mâna sus. Și al doilea avantaj este legat de siguranță, faptul că airbag-ul este foarte bine proiectat și mare. Adică el are forma unui piept de om în oglindă și chestia asta se va vedea, din păcate, la un accident. Nu doresc să experimentați această opțiune, dar la vremea respectivă era un argument de vânzare al acestei mașini. Și volanul ăsta mi-a plăcut tot timpul. Mi se pare genul ăla de opțiune, adică practic de detalii auto care te face să cumperi o mașină. Cam așa arată bordul. În partea asta are un afișaj care poate fi controlat de la o rolă din partea stângă, de aici, unde poți afișa inclusiv navigația. Ai și consumurile afișate, ai și marturi de ulei în partea dreaptă, marturi de temperatură în partea stângă. Acele astea pentru temperatură, pentru nivel motorină, în cazul ăsta și turometru, sunt prinse la exterior. Și un bord care arată destul de inedit. Are aici suplimentar niște butoane pentru senzorii de parcare și pentru check-ul ăsta de sisteme, inclusiv sistem de monitorizare presiune pneuri, iar în partea centrală cam așa arată acest ecran, însă nu e n-are o vizibilitate foarte plăcută și, de exemplu, ca să dai pe navigație, nu ajungi, de exemplu, ușor să vezi partea de hartă propriu-zis, trebuie să te pui în mișcare. Chiar sunt curios dacă reușesc să setez o. Da, nu-mi dau seama cum e, de ce asta ar fi o critică. Deci navigația asta e relativ inutilă. Da, e drăguț să știi că ai un ecran în bord. O să încerc la proba de mers, întreb proprietarul să văd cum se poate regla asta să fie pe afișaj. Ce mai are în zona asta centrală foarte important sunt comenzile pentru suspensie. Înălțarea și cu rigidizarea pentru modul sport. Dar ele funcționează numai cu motorul pornit și ați văzut acțiunea lor în mișcare. Mi se pare o bijuterie pe parte de confort mașina asta. Cred că am zis-o de prea multe ori în filmare, dar din păcate mai mult decât atât nu vă pot transmite pentru că trebuie să faceți voi un test drive propriu zis cu mașina asta. Hai să vedem și la partea de tehnică ce se află sub capotă. Avem aici motorul HDI de 2 litri, cod DW10C și asta înseamnă că are 120 de kW, adică 163 de cai PS și 340 de Nm. Motorul ăsta de 2 litri a apărut în 1997. Avea 90 de cai și a fost prima unitate diesel Comorail din grupul PSA. Era un motor cu 8 valve, 2 pe cilindru, un singur arbore cu came, distribuție pe curea și a avut niște îmbunătățiri, de exemplu, i s-a adăugat intercooler pentru a obține puterea de 109 cai. Ulterior a fost înlocuit de cel de cilindrie de 1.6, tot în 8 valve, DV6, care avea tot așa 90 sau 109 cai, însă diferența era atât din intercooler cât și din turbina cu sistem cu geometrie variabilă față de cea cu geometrie fixă care era înainte. Acest motor undeva prin 2003-2004 a primit capul de 16 valve și puterea a fost săltată la aproximativ 136 de cai și evident că respecta și norme de poluare mai bune, Euro 4 la vremea respectivă. Varianta asta respectă normă de poluare Euro 5 pentru că are injecția optimizată, în timp ce în trecut aveau Siemens Video, pompa de injecție și injectoarele piezo. Toate variantele folosite pe vehiculele Ford, Volvo și grup PSA, care au acest motor, au injecție de la Delphi, injectoare piezoelectrice și pompă de înaltă presiune de aproximativ 1800-2000 de bari. Evident că pe parcurs s-a mai adăugat și filtrul de particule și mașina asta are unul. Are un fel de sistem similar AdBlue-ului, care însă conține acel lichid
direct în filtrul de particule și se servisează temporar. Am înțeles că lichidul oficial este la bidon și costă undeva la 1600 de lei, dar există substitute aftermarket la fel de bune pentru vreo 450 de lei și nu are un senzor de nivel. Pur și simplu la o anumită perioadă sistemul te avertizează că ăla trebuie completat. Deci nu ai problemele uzuale pe care le ai cu un sistem AdBlue. Ce scrie aici? 1.6 este de fapt 16, adică numărul supapelor și nu nici de cum cilindrea. Se poate vedea faptul că e un vehicul, mă rog, un motor care a fost montat pe Peugeot, Citroen și Ford, pentru că apare scrisul ăsta Ford Motor Company. Are o particularitate destul de ciudată și anume că în rezervor nu există pompă electrică de joasă presiune pentru motorină, astfel că la fiecare schimb de filtru de motorină sau dacă rămâi fără motorină complet, trebuie să amorsezi circuitul, să scoți bulele din el, pentru că altfel vei strica pompa, adică e posibil să deteriorezi accelerat sistemul de injecție. Totodată, îmbunătățirile care au fost făcute țin de capul de chiulasă, pentru că în timp ce varianta inițială avea evacuarea și admisia pe aceeași parte, adică în spate, cu tot cu turbină, acum este cap de tip cross-flow, adică ai admisia pe partea asta și evacuarea pe partea din spate, unde se află și turbina cu geometrie variabilă, cu control electrovacumatic. Pentru chestia asta sunt trei valve pneumatice care sunt conectate la pompa de înalte de presiune, asta de vacuum, care este antrenată de arborele cu came de admisie, și ele acționează odată flapsul din admisie, flapsul pentru turbina cu geometrie variabilă și încă un flaps din galerie care face bypass la intercooler, adică în momentul în care mașina intră pe mod regenerare diesel, își primește aer fierbinte direct din partea de supraalimentare fără să mai treacă prin intercooler. Nu mai este răcit acel aer, probabil pentru a sălta acea temperatură. Acele valve se pot strica ocazional și simptomul poate să fie evident o pierdere de putere. Mai este un flaps care controlează clapeta eghere care este pe partea asta. Deci oricare din elementele astea care folosesc sistem vacumatic pot să aibă niște mici probleme să se înfunde, așa că ține de mecanic să-i facă diagnoza corect. Primul pas este să înlocuiești valvele între ele, să vezi dacă se mută simptomul de pe un sistem pe celălalt, dacă nu, le înlocuiești direct. Capacul culbutorilor este una cu admisia, se și poate vedea practic aici că este o singură piesă, unde ai și aici clapeta care este practic clapeta de control aer a sistemului, care e numit amortizor în engleză, damper, prin faptul că la oprirea motorului se închide ca să nu producă acele vibrații, chestie care diferă total de motorul în 8 valve. Pompa de înalte de diesel este antrenată direct de arborele cu came de evacuare și linia de înalte coboară cumva prin chiulasă pe aici și injectoarele se află sub acest capac de plastic, așa că nu pot să vi le arăt aici, însă ați reținut ideea, sunt injectoare Delphi de presiune înaltă. Problemele care poate să apară acolo sunt de la deformarea duzelor atomizatoare și asta înseamnă că nu mai dă un spray fin, ci mai mult curge ca un furtun și în situația aia ai pericolul de hidroloc, adică să se blocheze practic pistonul într-o pernă de lichid, de motorină neaprinsă, fapt care evident duce la deformarea bielelor și a distrugerii motorului. Însă în rest motorul ăsta nu prea are o uzură. Distribuția este una interesantă pentru că v-am zis, este o curea care antrenează arborele cu came de evacuare. Pleacă și mișcă și pompa de apă care este tot pe același traseu. Iar în paralel cu această curea, la nivelul palmei mele aici, este un mic lanț. Pe principiu slave și master, adică master este arborele cu came de evacuare, care dă mișcare arborelui slave, care este cel de admisie. Acel lanț în primele iterații ale motorizării se putea întindea prematur, se întinde prematur, astfel că trebuia înlocuit și Peugeot PSA, de fapt ca grup, a optimizat acest motor și lanțul respectiv nu a mai avut după probleme. Un aspect foarte tare al acestui motor este că chiar dacă se rupe cureaua de distribuție sau acel lanț și pistoanele ajung să lovească supapele, nu există uzură în camera de ardere, pentru că supapele sunt perfect paralele între ele și perfect perpendiculare pe planul pistonului. Și asta înseamnă că vor fi împinse în sus și elementele care cedează sunt acei culbutori. Am asistat cu ochii mei la o reparație de acest gen și mi se pare foarte tare chestia asta, pentru că, de exemplu, dacă ți se rup doi culbutori și se îndoaie o camă
de pe arbore, costă aproximativ 800 de lei să repare acea problemă. Arborele cu came aftermarket e vreo 500 de lei și restul de piese sunt undeva la 300, acele o-ring-uri pe acolo și culbutorul respectiv. Depinde evident de cât se rup, pentru că se pot rupe toți. Dar asta înseamnă că uzura de impact practic este minimă, adică nu trebuie să desfaci chiulasa, să schimbi pistoane, supape, pentru că nu vor avea absolut nimic. Mi se pare o chestie foarte bine gândită. Însă e ceva care se întâmplă foarte rar și se întâmplă dacă posesorul pur și simplu neglijează distribuția, nu o schimbă 300.000 de kilometri. Bănuiesc că se schimbă undeva între 60.000 și 120.000 de kilometri distribuția în funcție de regimul de folosire al mașinii. Un aspect iarăși interesant este plasarea bușonului pentru ulei, care este pe un furtun mobil, pentru că motorul ăsta a fost montat pe tot felul de mașini și dube. Acest furtun poate fi plasat în diverse zone ale motorului în funcție de plasament, dacă e longitudinal sau transversal. De exemplu, HDI-ul de 8 valve avea pe capacul metalic două bușoane de ulei, situate cumva pe diagonală, indiferent de mașina pe care a fost pus. Mi se pare interesant acest aspect. Mai are un sistem de injecție secundară de aer în partea din spate, tot așa pentru catalizator, și e un motor care e foarte robust, deci cred că a fost peste multe motoare nemțești și este la capătul opus al fiabilității față de un N47, de exemplu cel cu lanțul de distribuție. Blocul motor este din fontă, chiulasa este din aluminiu, pistoanele sunt deosebit de groase și segmenții la fel, deci dacă vedeți un piston de motor din ăsta desfăcut, arată fix ca un cilindru până jos, nu are cele fuste vălurite așa și foarte plate, deci este exact cilindru, arată ca un pahar de whisky, gros, cu metal bine făcut și cu segmenți foarte groși care încă pot fi mișcați și după 300.000 de kilometri, adică chiar un motor foarte, foarte rezistent. Evident, uzura care poate să apară ține de toate aceste furtunuri, care cum e ăsta, de exemplu. Se coc în timp aceste linii de plastic și trebuie înlocuite, dar fierul în sine este foarte, foarte bine făcut. Și asta l-a făcut un motor care rezistă în continuare. Fordul și-a dezvoltat linia proprie EcoBlue, Volvo la fel, Volvo Engine Architecture sunt motoare noi, dar PSA a rămas cu acest motor, care în prezent dezvoltă undeva la 180 de cai. L-am filmat, de exemplu, pe C5-ul Aircross și pe Peugeot 508 generația a doua. Mie personal mi se pare cam cel mai bun diesel comercial montat vreodată pe mașini. Pe primul loc, să zic că s-ar bate egal la egal cel de 8 valve, care nu are aceeași complexitate ca acest motor și cu anumite motoare din făcute de grupul Fiat, dar alea sunt mai sensibile pe parte de anexe. Ăsta, în schimb, parcă a fost făcut să ducă. Adică și-au dat seama că dacă a fost montat pe Volvo, pe Ford și pe tot ceea ce a însemnat grup PSA, cred că a trebuit să fie făcut bine. Turbina, de exemplu, este Garrett, diferă puțin în funcție de marca pe care este montat motorul. Pompa de înalte, de exemplu, nu mai diferă. Deci sunt componente care sunt împărțite, altele care nu. Cam asta a fost despre motorul ăsta. Hai să vă explic puțin și suspensia asta, care clar e o raritate pe alte mașini. Deci sistemul se numește hidropneumatic pentru că înlocuiește arcurile și amortizoarele standard cu niște jambe și un sistem de presiune înaltă umplut cu parțial cu un fluid necompresibil care se numește LDS, adică este lichid, el normal se numea LHM prima dată, lichid hidraulic mineral, formă lichid hidraulic sintetic. Și asta este noua iterație care are și această culoare portocalie, exact ca la antigel. Au fost sisteme care au avut lichid mineral, altele care au avut lichid sintetic. Ele nu sunt compatibile. Dacă din greșeală pui un sistem mineral în ăsta, vei buli toate garniturile și reparația va fi foarte scumpă. Deci foarte important e să folosești numai uleiul original făcut de cei de la Total și neapărat să îl schimbi la intervalele specificate, care cred că sunt undeva în jur de 60.000 de kilometri. Acest lichid nu reține apă, la fel ca cel de sistem de frânare, și trebuie doar să-i schimbi un filtru care este asociat acestui capac, pentru că în momentul în care mașina se înalță, tot lichidul ăla e tras de pompă în sistem și astfel el e în contact cu aerul tot timpul aici. Dacă ar fi pus lichid de frână, ar fi fost probleme cu retenția de apă, chestie care a fost, de exemplu, pe primele Citroen-uri din anii 50 și 60. Cealaltă componentă a sistemului este una pneumatică, după cum îi spune numele, care însă foarte deștept folosită față de cei de la Mercedes, de exemplu, pe Airmatic, este faptul că au folosit azot. Și în această sferă
este practic toată magia. Mașina nu mai are amortizor sau arcă, are pur și simplu o jambă similară cu suspensia unui avion, adică un element culisant care este presurizat în partea de sus. Și până la această linie, de aici în jos, se află acest lichid hidraulic care este necompresibil și de la această linie în sus se află azot. Elementele astea sunt separate de o membrană de plastic sintetic și practic partea superioară este similară unui arc și partea de jos asigură reglarea de înălțime, cumva similar unui amortizor. În partea asta se află până la 158 de bari, iar în asta undeva până la 75 de bari. Tot timpul este o luptă între cele două medii, gazos și lichid, pentru ca mașina să stea la nivel. Și astfel mașinile astea înlocuiesc complet senzația aia de arc, de ruliu, cu altceva. Este pur și simplu covor magic. Pentru presurizarea acestor sfere sunt câte patru, adică ai una pentru fiecare colț al mașinii și suplimentar o sferă acumulatoare situată undeva central pe șasiu și încă două sfere suplimentare pe puntea spate. Ele sunt cuplate și decuplate de calculator ca să se obțină efectul de suspensie mai rigidă, de exemplu când apeși butonul sport, sau de suspensie mai confortabilă atunci când merge pe mod normal. Sistemul ăsta are o pompă electrică ce presurizează lichidul ăsta, practic îl trimite în instalație prin situat aici. Un element foarte costisitor care e bine să nu se strice, pentru că e undeva la 4.000 de lei o pompă nouă și conductele sunt cele negre de aici. Se pot vedea în partea asta, care se duc practic în sistem. O altă, să zic, varianta acestui sistem este că are sferele astea argintii. Cele vechi le aveau verde și aveau și o supapă de drenaj pentru sistemul de azot. Teoretic ele se schimbă în momentul în care nu mai funcționează. O sferă din asta e undeva la 100 de euro, dar există niște băieți pricepuți, cum sunt cei de la garajul francez, care pot reumple cu azot acest sistem. Adică variantele vechi erau făcute să fie servisate puțin mai ușor decât astea, dar întotdeauna specialiștii se vor pricepe mult mai bine la aceste sisteme. Și practic, cheia mașinii astea este că, neavând arcuri, poate fi încărcată masiv fără să-și piardă din capacități. Adică dacă pui 5 oameni în ea cu tot cu șofer și 400 de kg de bagaje pe puntea spate, singura caracteristică care se va schimba este comportamentul și distanța de frânare. Dar pe parte de suspensie și de felul cum resimți mașina, nu se schimbă absolut nimic. Puntea spate are sistemul de frânare conectat la acele sfere și asta înseamnă că în funcție de gradul de încărcare și de nivelul de înălțime al mașinii este și puterea de frânare setată, deci plăcuțele o să țină mai mult. Și cheia este faptul că azotul, ca mediu compresibil, este de 6 ori mai elastic decât un arc. Adică dus la extreme, un arc se va rupe, azotul pur și simplu se va comprima și nu-și va pierde din proprietăți. O să încerc să mai explic chestia asta mers în timp ce conduc mașina. Un alt rezumat este că începând cu această generație și de fapt cu prima generație, sistemul de servodirecție și de frânare sunt complet independente de această pompă. Pe Citroenul Xantia, de exemplu, pompa asta se ocupa și de direcție și de frâne și de suspensie și prima dată ceda servodirecția, după aia frânele și după aia suspensia și după aia frânele, în ordinea asta. Ceda înseamnă că nu mai funcționa un parametru, nu că rămâneai cu ea în drum. Și o iterație foarte dezvoltată a fost cea AMVAR, montată pe Citroenul C6, care a fost și mașină prezidențială la un moment dat, care includea o pleiadă de senzori suplimentar față de aceasta ca să fie și mai confortabilă mașina, dar mie, sincer, cea mai tare iterație mi se pare pe Citroenul Xantia Activa, care avea o bară antiruliu activă cu un piston hidraulic ce putea să elimine complet ruliu mașinii și de aia acea mașină are recordul la testul elanului. Așa că hai să vedem cum se conduce această mașină, care, apropo, are o bară antiruliu standard și s-a văzut chestia asta când am ridicat mașina pe acea bordură, faptul că botul era înclinat. Dacă era un Xantia normal sau un Citroen mai vechi, ar fi fost perfect la nivel și cu roțile cu o diferență din asta de nivel. Hai să dăm o tură. Hai să vedem cum e cu covorul magic. Să nu înțelegeți faptul că am ceva cu Mercedes sau așa, dar sunt foarte rafinate S-clasurile și seriile 7 și Audi A8 și Lexus-uri și toate, dar n-au același sistem. Adică ăsta, știind că e pur mecanic
Și electronica e doar pentru control senzori și nu are cine știe ce amortizoare clasice. Îmi place mai mult. Și clar, eficiența e mult mai bună la suspensia asta. Adică nu e numai treaba de confort, ci faptul că pur și simplu dacă o încarci, mașina nu are niciun fel de tangaj ruliu accentuat la frânări. Adică știți cum e, o mașină încărcată se simte ca naiba pe drum. Deci acum eu merg cu mașina pe gropi, drumul ăsta e foarte hârtopit și nu simt absolut nimic. Adică îți dai seama când trece groapa, că totuși urechea internă e un organism foarte fin și simte chestiile astea. Dar e senzația de covor magic. Și evident că nici șocurile nu se transmit în cabină. Și asta înseamnă că ai o mișcare mult mai fină. Noise, vibration and harshness, așa se numește în engleză, NVH. Ăsta este conceptul de liniște în mașină pe care îl atrag producătorii. Și practic suspensia asta, cea mai performantă mi s-a părut pe Xanti Activa, pentru că avea acel control activ al ruliului. Mașina asta din păcate are o bară antiruliu standard, dar până la urmă nu-i genul ăla de mașină cu care să te duci să alergi pe circuit. Și chiar pentru un necunoscător, Xanti Activa era o mașină destul de periculoasă pe viraje, pentru că era atât de stabilă și n-avea ruliu deloc. Practic puteai să te pui singur într-o situație neplăcută, pentru că tu conduceai mașina peste limita de aderență fizică a cauciucurilor. Nu era o chestie de constructivă a mașinii, dar practic ea derapa brusc, fără să te anunțe. Da, e o minune, adică nu se compară cu nimic cu arc. Pentru că suspensia cu arc, oricât de bine ar fi setat, nu e același lucru. Și cred că mulți ați trecut prin etapa asta în care v-ați pus tot felul de suspensii aftermarket. Bune de altfel, dar ori era mașina prea joasă, ori era prea rigidă, plângea copilul, ori era prea barcă. La mașina asta e tot timpul cum trebuie. Pentru că neavând fizic niște componente care să se deformeze, cum e un arc sau cum sunt niște supape pentru un amortizor, totul e controlat de presiunea asta hidropneumatică, de componenta asta de azot și de lichid hidraulic a ei. Având 163 de cai, trage fără probleme mașina. Adică e potrivită motorizarea pe caroseria asta. Probabil un 2 litri benzină aspirat e destul de anemic, mai ales că e o mașină destul de complexă și grea. Și eu zic că îi se potrivește bine. În egală măsură și un 1.6 turbo cred că a fost ok. Și de ce nu cele exotice de 2.7 și 3.0, atât diesel cât și benzină. Dar alea sunt totuși niște mașini care sunt la alt nivel. Adică într-adevăr, dacă o să vedeți vreun din ăsta 3 litri diesel, cred că o să-l vedeți pe la un colecționar. Că e o mașină care evident are niște taxe aparte. Dar suspensia asta și cu felul cum sunt fotoliile astea setate, face mașina să fie extrem de confortabilă. Adică ăsta e genul ăla de mașină cu care poți să te duci fără oprire 1000 și ceva de kilometri. Și o simți pur și simplu cum plutește, adică arcul, de exemplu, are un anumit balans, așa, care evident trebuie frânat cu un amortizor rigid. Asta înseamnă că dacă suspensia are arcuri moi și amortizoarele sunt dure și tu treci peste un speed bump, o să fie toată mașina rigidă. La mașina asta pur și simplu simți așa, ca un covor. E o suspensie cu modul Aladdin. Dacă o dai și pe sport, teoretic ar trebui să se întărească. E o chestie pe care evident o vei simți pe un drum mai prost sau pe viraje. Dar da, se simte puțin mai dură la rosturile astea de pod. Acum presiunea crește și practic e mult mai sudată. Dar e axată totuși pe rafinament, adică nu mă văd conducând ca la fel ca cu un Civic Type-R, de exemplu, mașina asta. Pentru că totul e despre confort la ea. Și cred că am vorbit prea mult de suspensia asta, dar o să mai zic, adică asta este rafinamentul ei. Gândiți-vă câtă realizare tehnologică e să încarci mașina asta cu, nu știu, 700 de kg de greutate și ea să se comporte la fel. Și chiar sunt curios cum se simțea pe un CX, unde aveai și direcția DiRavi, care era complet asistată hidraulic, deci între volan și roți nu era nicio legătură mecanică, erau doar niște furtunuri hidraulice, pistoane reglate de niște came volumetrice și mașina aia nu avea cădere în lateral, adică dacă șoseaua era în pantă,
nu trebuia să faci acele corecții din volan, pentru că mașina simțea singură și făcea mecanic acele corecții. Deci, practic, aia o plantai pe linie dreaptă și volanul stătea fix, puteai să nu ții mâna pe el. Și aveai o tură jumate stânga-dreapta, toată direcția. Adică era ceva wow. Numai că necesita un pic de timp de obișnuință pentru că te simți cumva deconectat de șosea. Dar odată ce cineva se obișnuie cu ea, se zice că nu prea ar mai fi agreat sistemele clasice. Și la acea vreme, frânele, direcția și suspensiile erau reglate pe același sistem. Și chestia asta era interesant pentru că nu aveai componente mai puține. Nu mai aveai servofrână clasică, nu mai aveai servodirecția clasică, ci totul era antrenat de acea pompă mecanică. Însă reversul era că dacă se strica, era mai greu de reparat, evident, și mai era o problemă în contextul modern. Nu puteai să respecti toate standardele astea cu sisteme de lane keeping assist, de frânări automate cu acele sisteme. Adică, mai mult ca sigur, legislația a impus separarea acestor sisteme și montarea lor pe niște circuite individuale. Dar mașina este extrem de bine antifonată, deci acum am 90 de km pe oră și cred că vorbesc prea tare microfon. Ar trebui să vorbesc cam așa, la nuanță. Deci n-auzi nimic de afară, e un ușor vuiet. E o plăcere, adică se potrivește foarte bine. Nici nu auzi motorul, nu simți că ar fi subturată. Adică nici m-am uitat la turometru până acum, are 1800 de ture în A5 la 90, de exemplu. Evident, chestia asta impactează în mod plăcut și consumul. Astea sunt niște motoare care scot consumuri foarte, foarte bune. Adică eu personal am mers cu un HDI de 8 valve, muncit bine, adică avea 250.000 de km până în Austria. Și l-au mers de autostradă accelerat și cu o grămadă de porniri dese și urcușuri pe drumuri de alea de munte pe acolo, m-am întors cu o medie de 7,1 în România. Pentru o mașină din 2004 e bine. Astea vor consuma, cred, și mai puțin, pentru că e mai nou totul, evident, pe ele. De exemplu, ea are o medie pe 9500 de kilometri, are 7%. Iar pe 3000 de kilometri are 7,3. Deci putem concluziona că motorul ăsta are 7% un consum mediu. În București mă gândesc că nu ar trebui să treacă de 10, la fel cum varianta de 180 de cai de pe C5 Aircross avea cam 8,8. Și în afară depinde de talpă, dar la diesel nu mi se pare că ai variații așa mari de consum. Și dacă e o mașină cum e asta, e clar că nu ți-ai așa ceva să mergi în oraș. E o mașină de drum, așa că pentru kilometri mulți se potrivește dieselul. Proprietarul chiar a luat-o pentru treaba asta, pentru că face multe drumuri în provincie des și e de la sine înțeles că un diesel e o alegere mai bună. Și la talpă plană chiar accelerează ok. Aici devine puțin prezent în cabină zgomotul, dar e pur și simplu nuanța de diesel, adică mașina e mult mai silențioasă decât multe altele conduse anul trecut. Deci e un cruiser impecabil din punctul meu de vedere. Și altfel, asta înseamnă mașină franțuzească adevărată. Mulți când auziți de Franța, vă gândiți la mașini proaste, la glumele alea cu nicio mașină cu care conține F în nume sau care e făcută în Franța, știi? Nu sunt de acord, mi se pare o glumă bună de altfel, dar parcă e prea radicală chestia asta. La 2000 de ture în A6 are 115 km pe oră, așa că e o cutie lungă, cum e la diesel, dar e o magie mașina, adică pur și simplu nu... Probabil un omagiu la Paul Maget, care este inventatorul acestei suspensii. Cred că silențiozitatea în cabină derivă și de la faptul că nu ai conexiunea asta fizică cu șasiu. Are și suspensie dublu braț, independentă pe spate, s-a văzut pe filmările alea cum funcționează. Este exact cartușul de suspensie folosit și pe 407, pe 508, prima generație GT. Dar pe mine mă fascinează mecanismul ăsta și iar ajung la povestit despre suspensie. Adică este ceva atât de evoluat tehnic. Vă dați seama, în anii 60 Citroenul DS avea așa ceva, cu foarte mică diferență față de ce are mașina asta. Asta doar că are butoanele astea cu control electronic și la DS avea o manetuță mică la glezna stângă, atâta tot. Dar mașina se comporta la fel. Acel sistem alimenta și
servodirecția și frânele pe unele variante și geamurile care erau hidraulice, de exemplu pe un Mercedes 600 Pullman care folosea și reglajele de la scaun cu sistemul ăla cu pompă hidraulică, avea faruri care coteau după curbă mecanic, adică niște chestii care nu sunt acum pe multe mașini și ăștia le aveau din anii 60. Cineva filmează acolo. Stai că e haios, vreau să vă arăt. Este o Tesla cu o cameră pe... Da, trebuie să merg prea încet. Ca să vedeți cam cum se fac unele filmări auto și că ne întrebați pe noi de ce nu puneți camerele în alte unghiuri. Ia uitați cum are, ce are Tesla asta pe ea. Dita mai studio-ul. Probabil o filmare pentru un canal auto, că pare o mașină privată, deci s-ar putea să o vedeți pe YouTube în curând. Nici nu știu, cred că o filmez mai bine din partea asta, că oricum Osmo-ul e pus pe geam pe spate. Da, multe mii de euro acolo. Și practic suspensia asta îți dă o separare completă, adică ai elementul hidraulic care reglează diferența de înălțime și tăria și elementul pneumatic care asigură senzația de amortizare, de arc și practic care dă confortul. Pentru că dacă n-ai avea elementul pneumatic, ar fi o mare problemă cu rigiditatea, adică ar fi 100% rigidă, ca și cum ar fi papuc din ăla de cărat fiare vechi, care nu are suspensie, e lăsat pe burtă și orice groapă se transmite în șasiu, adică deja deformez plastic niște elemente din astea. Și mie îmi place ideea asta, că este o suspensie inteligentă fără să aibă un control electronic. În sensul că adaptează forța de frânare la încărcarea mașinii și îți păstrează același regim setat, adică de confort moale, indiferent dacă mașina este încărcată sau nu. Deci, practic, ea poate să aibă senzația aia de nor care plutește, nor pufos, atât cu un șofer sau cu 5 oameni și încă 300 de kg de bagaje. Și chestia asta chiar mi se pare fascinant. Și a fost scoasă din producție din motive de costuri, nici de cum că ar fi o porcărie sau că n-a funcționat. Prea puțin se vindeau aceste mașini, prea puțin le comandau și evident că e un sistem cu o complexitate care necesită niște mecanici pricepuți, necesită o mentenanță, adică nu e o mașină pentru average Joe, cum se spune, doar că nici nu trebuie să fie. Până la urmă, un lucru exclusivist e deținut de puțini oameni și n-ar mai fi exclusivist dacă l-ar avea toată lumea. Adică, pentru cine cunoaște brandul ăsta și îl apreciază, părerea mea este că știe foarte bine ce poate această mașină și cum se simte. Și la curbe, senzația e foarte interesantă că ți se duce corpul în lateral, adică ai tu fizic un ruliu, te deplasezi, dar mașina stă perfect dreaptă. Și cumva îți dă o falsă senzație de control, adică aici apare problema aia că poți să derapezi, deci doar tu te scurgi în scaun. Mașina păstrează orizontul perfect paralel, e mare lucru treaba asta. Adică dacă asta e așa, mă gândesc cum era activ aia care avea și control antiruliu activ, în sensul că atunci când luai un viraj din ăsta cu 40 la oră, îți pompa presiune în exterior ca să compenseze mașina ruliu. Ăsta, de exemplu, DS-ul nu avea deloc bare antiruliu. Asta fizic are, pentru că trebuie respectate niște norme. Da, poate destul despre suspensia asta, cred că ați înțeles cam ce înseamnă ea și practic filmarea asta a fost o semipoveste, o odă pentru mașina asta și zic eu că am acoperit ce era de acoperit cu ea. Ca avantaj, evident, e o mașină exclusivistă, ai suspensia asta foarte interesantă, un motor diesel rafinat, fiabil, consum mic, putere suficientă, confort interior, nu mai zic, e la superlativ. Adică chiar n-am o critică pe parte de materiale la modul grav, că sunt aici niște mici greiere, ați văzut, nu au chițăit astea, mers, chițăie doar dacă le atingi cu mâna. Mici nuanțe că se mai decojește puțin capitonajul pe la uși, în spate, nimicuri de astea, dar le pun pe seama faptului că totuși sunt niște mașini care au o vârstă. Și dezavantaje ar putea fi, poate n-ai așa mult spațiu ca la o nemțească.
servisarea care poate să fie o problemă în cazul suspensiei, dacă ai niște probleme mai grave sau dacă n-ai ales mașina corect, și în general pentru anumite categorii de mașini care diferă de cele nemțești, nu prea găsești ușor mecanici. Este un adevăr în România chestia asta. Însă, eu am văzut nenumărate ateliere care repară profesionist mașinile astea, unul dintre ele fiind garajul francez, care repară orice Citroen făcut vreodată. Adică eu refuz să cred că nu găsești undeva să rezolvi problemă cu mașina asta, doar că probabil nu te rezolvă în 2 ore, cum s-ar întâmpla cu o nemțească. Deci cam așa văd eu reversul acestei mașini. Nu mi se pare că e scump de deținut sau că... E o mașină exclusivistă care necesită atenție și dacă i-o dai, cred că chiar e ceva... îți oferă niște senzații plăcute. Așa că dacă v-a interesat modelul ăsta sau tehnologia motorului sau a suspensiei, zic eu că ați aflat cam ce era de aflat și hai să încheiem, că probabil mai aveți și voi treabă de făcut și eu la rândul meu. Ne revedem la următoarele filmări. Urmăriți-ne pe YouTube, abonați-vă, mai aruncați și un ochi pe Instagram. În ultima perioadă n-am mai postat foarte activ, că au fost sărbătorile, dar revenim în forță, cum ar spune Romeo Fantastic. La revedere!